Psalmul 65, versetul 1. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc de legiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndelungate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarba popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să lăbească. Îi uzi brazdele. Îi sfărâm bulgării. Îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsatul. Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșug. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Amin. Doamne, ne alăturăm cuvântului Tău și ne alăturăm psalmistului și ne alăturăm lui David și ne alăturăm tuturor celor ce strigă de bucurie înaintea Ta în aceste momente și Te declarăm că vei fi bucuria noastră, vei fi mulțumirea noastră și ești deja binecuvântarea noastră pentru fiecare moment din 2012 în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Amin. Vă rog să ocupați locul. Suntem la începutul unui an, în 2012, nici care n-a mai fost. Sunt pași noi, sunt multe necunoscute înaintea noastră, însă în această dimineață, în următoarele câteva minute pe care le vom petrece aici, în Casa lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc și vreau să vă fac un cadou din partea Domnului pe care am numit așa, rețetă pentru binecuvântare. Sau, altfel spus, ce trebuie să faci, cum trebuie să trăiești ca să-ți meargă bine în 2012. Acum, sunt convins că dacă suntem normali, dacă suntem puțin normali, toți vrem să ne meargă bine în 2012. Amin. Câți vreți să vă meargă bine în 2012? Eu m-aș fi ridicat în picioare. Serios, toți vrem să ne meargă bine în 2012. Doamne, ajută-ne! Ei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru această dimineață o rețetă pentru binecuvântare, o rețetă de a fi binecuvântat, sau ce să facem ca să ne meargă bine în anul nou, pentru că este un nou an, este un nou început pentru fiecare dintre noi și pentru un nou an avem nevoie de o nouă putere. Psalmul 65 este un cuvânt pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru această dimineață și pentru că toți am mărturisit printr-o ridicare de mână sau ridicare de degete că avem nevoie de binecuvântare, că vrem să ne meargă bine, vreau să spun așa, dacă în această dimineață, în locul acesta, suntem suficient de înțelepți ca să punem în practică mesajul din această dimineață, sigur veți fi multiplu binecuvântați. Este credința pe care o am pentru dumneavoastră și pentru mine că orice om care practică cuvântul lui Dumnezeu este foarte, foarte binecuvântat, slăvit să fie Dumnezeu. Dar acum vă rog să rețineți versetul întâi. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Amin. Asta ne vorbește versetul acesta, partea primă a versetului întâi, din Psalmul 65, ne vorbește despre puterea laudei și atitudinii pozitive.
Fraților, eu nu știu ce ne rezervă 2012, habar n-am. Știu însă atât, deși nu știu viitorul, știu însă că psalmistul în psalmul 65:1 ne spune așa, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion. Cu încredere vei fi lăudat în Sion. Acum, ce este Sionul? Sionul, ce a fost Sionul sau ce este Sionul? Sionul este un deal în Ierusalim sau foarte aproape de Ierusalim pe care evreii se închinau înainte de construirea templului. Sionul, de asemenea, are o altă conotație. Sionul reprezintă Ierusalimul. Și a treia conotație a Sionului este întreaga națiune a lui Israel. Când Biblia vorbește despre Sion, vorbește despre națiunea lui Israel, când Biblia vorbește de Sion, vorbește despre Ierusalim, și când Biblia vorbește despre Sion, vorbește despre locul unde evreii cândva se închinau lui Dumnezeu. Este un deal undeva lângă, foarte aproape de Ierusalim, în zona Ierusalimului. Acum, dacă vrem să ne meargă bine în prezent și în viitor, fiecare dintre noi trebuie să descoperim și să înțelegem puterea laudei adresată lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, dacă vrem să ne meargă bine în 2012, că ești în România, că ești în Germania, tavi, și cu soțioara ta, că oriunde Dumnezeu, că suntem în București, că suntem în Timișoara, oriunde suntem, trebuie să învățăm că primul pas în rețeta binecuvântării este puterea laudei. Și David înțelege adevărul acesta și în Psalmul 55 și multe altele, el ne spune așa, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat. Și noi trebuie să schimbăm în loc de Sion, trebuie să spunem așa, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în inima mea. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în viața mea. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în ființa mea, în toate celulele mele, în toți atomii, în toți porii mei, cu încredere vei fi lăudat, Dumnezeule, în fiecare moment din 2012. Amin. Asta se numește puterea laudei sau puterea atitudinii pozitive. Să ai atitudine pozitivă în viitor și pentru viitor este fundamental. Dacă nu ne vom schimba, fraților, psihologia și atitudinea, și dacă vom rămâne mereu cârcotași și depresivi și necășiți, Dumnezeu nu ne poate binecuvânta. Însă psalmistul David a învățat un secret pe care el îl împărtășește în Psalmul 65 și spune, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat. De cine? În Sion. Cine era în Sion? El era în Sion. Poporul lui Dumnezeu este Sionul lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să învățăm câteva lucruri foarte importante. Lauda, când îl laud pe Dumnezeu. Și m-am gândit, de ce David, pentru viitor, pentru un nou început, la începutul unui an, privind în viitor, spune, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat. Pentru că el știa cât câteva miracole pe care Dumnezeu le face în viața noastră când suntem hotărâți să-L lăudăm pe El, dar nu oricum, cu încredere. Cu încredere vei fi Dumnezeule lăudat în Sion. Fiți atenți, lauda întotdeauna paralizează puterile necuratului. Aici le-am zis amin, în forță. Lauda adusă lui Dumnezeu, întotdeauna paralizează puterile necuratului, puterile întunericului, slăvit să fie Dumnezeu. Când un om sau o biserică îl laudă pe Dumnezeu, știi ce face? Lauda îl înalță pe Dumnezeu și îl detronează și îl anihilează pe Satan și toate atacurile lui. Nu-i de mirare că în 2 Cronici, un om al lui Dumnezeu, un bărbat cu numele de Iosafat, este atacat de sirieni și o oaste nenumărată i-a atacat. Știți ce a făcut omul acesta? Știi majoritatea dintre noi. În spaima sa. Știți ce a făcut ăsta? Un tip inteligent și în mod deosebit foarte înțelept. În spaima sa, pentru că știa că era
diavolului asupra Sionului lui Dumnezeu. Și ce a făcut? A chemat poporul la cântare. A chemat poporul la laudă. Și acum vă dau puțin scenariul. Toți sirienii ăia și toată confederația aceea de mai multe națiuni s-au strâns împotriva poporului lui Dumnezeu să-l distrugă, să-l anihileze. În spaima sa, Iosafat s-a rugat, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și au zis ce a făcut. Ăia erau sute de mii de soldați. Sute de mii de soldați. O armată întreagă, sute de mii. Apropo, Coreea de Nord are un... Știți că a fost mereu în știri Coreea de Nord, o țară foarte comunistă, foarte izolată. Le-a murit președintele și deja au numit pe un alt președinte, fiul cel mai tânăr a fostului președinte. Coreea de Nord are 1,2 milioane de soldați, toți înarmați. Probabil că una dintre cele mai puternice armate din lume la ora actuală, 1,2 milioane. Ei, ăștia, toată confederația aceasta de sute de mii nu puteau fi numărați. I-au atacat pe evrei. Și erau pregătiți să-i atace. Și auziți? Iese Iosafat la luptă. Și fiți atenți. Nu avea absolut deloc o strategie militară. Nu avea pregătire militară. Însă știți ce face Iosafat? În fața armatei lui, el pune un grup de laudă și de închinare. Și ăștia mergeau pe front. În fața armatei ebraice, evreiești, ăsta pune un grup de închinare și toată adunarea se îndreaptă spre confederația aceea pe front și cântă. Și laudă pe Dumnezeu. Eu cred că atunci când sirienii și filistenii și toată confederația aceea s-au uitat la evrei și la Iosafat, a spus, ăștia nu știu ce da, fiind deloc. Ăștia sunt duși bine. Păi noi suntem sute de mii de oameni înarmați până în dinți. Și ăștia vin la noi cu violoncel și cu chitară și cu orgă și cu pian și cu 2, 3, 4, 5 leviți care cântă sau poate câțiva zeci de ei. Ăștia nu sunt normali. Ăștia nu sunt normali. Însă știți, spre bucuria mea, vă dau raportul, vă informez. Cel ce a câștigat în ziua aceea a fost Iosafat. În ciuda lipsei de strategie și de educație militară, Iosafat și evreii au biruit. Pentru că ei au învățat să laude pe Dumnezeu. Poate că pentru alții nu erau deloc normal. Dar pentru Dumnezeu erau mai mult decât biruitori. Și Biblia spune că Dumnezeu s-a luptat pentru ei. Când îl lauzi pe Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Lauda îl înalță pe Dumnezeu și îl detronează pe dușman. Îl detronează și îl anihilează pe Satan. Și toate puterile necuratului sunt distruse când ești suficient de înțelept să lauzi pe Dumnezeu și când ești în cel mai mare pericol. Vasile Nicola, ți-a auzit despre asta că a fost odată, parcă, sau de două ori la noi. Este un cântăreț, un lăutar, un cântăreț. Un amic al nostru, al mai multora de aici, penticostal, tai și baptist, și este un amic destul de bun al meu. Este mă simpatizează bine, e reciprocă treaba. Și ne-a povestit el odată aici că se întorcea de la Caransebeș, de la o nuntă, într-o seară. El e chemat de la nuntă să cânte, să danseze, eu știu ce face pe acolo, dar cred că să cânte totuși mai mult. Și să-i anime pe oameni și să-i facă să se simtă bine. Și se întorcea într-o seară târziu de la nuntă și la ieșire din Caransebeș l-a oprit poliția. Așa, din rutieră. Și Vasile era foarte bucuros. Era foarte bucuros în mașină. Și l-a oprit polițistul actele. A spus, de unde veniți? De la nuntă. O, da? De ce? A tu, Fiona. Zice colegul. Zice, dom'le, n-am băut. Cum, dom'le, vii de la nuntă și n-ai băut? Nu se poate. A tu, Fiola? Dom'le, n-am băut, că eu nu beau. Dom'le, ai fost la nuntă și n-ai băut? Nu, dom'le, n-am băut. Și l-a obligat să sufle în Fiola? Și bineînțeles că nu s-a înverzit, slavă Domnului. Da. Și polițistul a făcut o remarcă. Zice, dom'le, cum poți să fii așa de vesel fără să bei?
Cum poți să fii așa de vesel fără să bei? Păi zice, eu l-am pe Domnul Iisus în inimă, eu laud pe El. Și nu lăsa să plece, spune, Domnule, ai fi pocăit, dar normal nu ești. Adică, să fii de la nuntă, să nu bei și să fii bucuros, aia este anormal. Acum, frați și surori, stimați ascultători, doamnelor și domnilor, când îl auzi pe Dumnezeu, când îl auzi pe Dumnezeu, viața ți se schimbă. Lauda îl aduce pe Dumnezeu lângă mine și lauda îl face pe Dumnezeu, îl activează pe Dumnezeu și toată puterea lui Dumnezeu în viața mea și prin viața mea slăvit să fie Domnul. Există un alt psalm, psalmul 22, versetul 3 spune o chestiune uimitoare. Totuși, psalmul 22 cu 3, vă rog să-l subliniați, dacă vreți. Totuși, tu ești cel Sfânt. Și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Amin. Traducerea modernă este, tu ești cel Sfânt, totuși tu ești cel Sfânt și locuiești în mijlocul laudelor bisericii tale. Amin. Fraților, dacă vom deveni un popor cu o atitudine pozitivă față de Dumnezeu, față de prezent și de viitor, adică dacă vom deveni un popor care va învăța să laude pe Dumnezeu non-stop, și ce se întâmplă? Dumnezeu va fi mereu în mijlocul nostru și își va arăta puterea. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă vreți binecuvântare în 2012, neapărat trebuie să vă schimbați atitudinea. Dintr-o atitudine de cărcotaș, de nemulțumiți, de plângători, de plângăcioși, că-i Băsescu, că-i Pop, că-i primar, că-i preotul, că-i pastor, că-i ăla sau ăla de mine, fraților, noi, în numele Domnului Iisus, vă cer în această zi, la început de 2012, să ne schimbăm atitudinea. Dacă vrem binecuvântare, spune psalmistul în psalmul 65 și spune atât de specific omului Dumnezeu David, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Amin. Să mai spun ceva ce se întâmplă când hotărâm să lăudăm pe Dumnezeu, non-stop. Nu numai când primim salari și servici. Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu și când nu avem salari, și când nu avem servici, și când nu avem sănătate. Așa funcționează pocăința. Amin. Amin. Și când ești însurat, și când ești neînsurat, să lauzi pe Domnul. Amin. Doamne, ajută-ne. Și când ai bani, și când n-ai bani, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Și când îți merge bine, și când îți merge prost, trebuie să lauzi pe Domnul. Asta înseamnă creștinism, în rest? N-are valoare. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Și când e examenul, și când nu e examenul, trebuie să lauzi pe Domnul. Mulțumesc de aminul puterea. Așa că e mult mai ușor să lauzi pe Domnul când ai luat examenul. Însă Biblia spune, cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Și dacă vei citi toate celelalte pasaje care vorbesc despre lauda adusă lui Dumnezeu, noi învățăm că trebuie să lăudăm pe Dumnezeu non-stop. Așa cum trebuie să fim plini de Duhul Sfânt non-stop, trebuie să fim niște oameni care laudă pe Dumnezeu, adică avem o atitudine pozitivă, tot timpul o atitudine de laudă, pentru că lauda îl aduce pe Dumnezeu la mine. Și lauda mai face încă ceva. Psalmul 18 cu versetul 3 spune așa. Iarăși un adevăr uimitor pe care trebuie să-l învățăm și poate să vă rog să-l subliniați. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Amin. Amin. Vrei să fii izbăvit de vrășmași? Începe să strigi mai mult. Lăudat să fie Domnul. Lăudat. Lasă să zic aia de lângă tine că ești nebun. Îți asumi riscul ăsta. Trebuie să ți-l asumi. Dar, Domnule, în casă, la masă, du-te în pădure, dar strigă, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, vino la mine, vino aici, că nu te aude nimeni. Lăudat să fie, ce-ar fi să avem o slujbă în care să ne întâlnim aici, într-o vară și iarnă, și să nu facem altceva decât să strigăm, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Lăudat, să avem stăruință lăudându-L pe Dumnezeu. Nu stăruință în rugăciune. Stăruință lăudându-L pe Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să... Lăudat, lăudat. Și Dumnezeu, mă, ce-i cu așa? Chiar mă laudă. Ia să mă duc la ei. Ia să-i vizitez. Și ce făceau Pavel și Sila pe pușcărie, în Filipi? I-au bătut, i-au arestat că au predicat Evanghelia.
și stăteau penetrant și i-au băgat în temnița de maximă, în celula de maximă siguranță. Erau foarte periculoși că peste Evanghelia. Cei aștiau, cei Evanghelia și de aia au și arestat că Evanghelia este foarte puternică. Și ce făceau pe la ora 12, adevărat, era noaptea la ei, la noi e ziua imediat, ora 12, 12 fără 10, nu vă mai întoarceți pe ceas. Era noaptea. Știți ce făceau tipii ăștia? Oamenii ăștia, sfinții. Auziți ce fac sfinții? În pușcările. Legați. Știți ce făceau? Nu vă grăbiți, doamnelor. Nu vă grăbiți, că vă prea grăbiți. Nu. Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Se rugau și îl lăudau pe Dumnezeu. Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Dar fiți atenți, erau și fără servici, mă rog, într-un anumit sens. Erau și bătuți și baciucuriți. Ăștia îl lăudau pe Dumnezeu. Și de ce? Pentru că aveau o atitudine pozitivă. Aveau o atitudine a laudei. Atunci când totul îți merge prost în viață, laudă-L pe Dumnezeu. Când totul îți merge bine în viață, laudă-L pe Dumnezeu. Când nu înțelegi de ce așa și de ce pe dincolo și de ce nu-i cum vrei tu, laudă-L pe Dumnezeu. Să îndrăsnești să ai o atitudine pozitivă, o atitudine de laudă, pentru că lauda alungă frica, alungă îngrijorarea și alungă dușmanii, slăviți să fie Domnul. Ce vă spun, nu-i vreoșeală. Ce vă spun, este adevăr. Ferice de noi, dacă ne vom schimba atitudinea și dacă vom învăța că primul pas în rețeta binecuvântării este să avem atitudine pozitivă, adică să descoperim, să redescoperim puterea laudei adusă lui Dumnezeu. Omul, familia, biserica, care laudă pe Dumnezeu, trăiește în atmosfera cerului. Citiți Apocalipsa, capitolul 1, citiți toată Apocalipsa și veți ajunge la o singură concluzie. Că noi toți care ne pregătim pentru cer, apropo, ne pregătim pentru cer, noi toți care ne pregătim pentru cer, când vom ajunge acolo să nu fim surprinși? Vom ajunge într-o atmosferă incandescentă de laudă adusă la adresa lui Dumnezeu. Dacă vă interesează cerul și vreți să vă simțiți bine în cer, trebuie încă de pe pământ să ne obișnuim cu atmosfera laudei. Că unii, dacă nu ne obișnuim de pe pământ cu atmosfera pozitivă a laudei, o să ajungem în cer și nu o să ne simțim bine. Serios. Păi, când te duci dintr-o biserică din asta, știi, foarte conservatoare, cum sunt destule biserici pentecostale și baptiste foarte conservatoare, știi, când intri acolo. Și mai voie să... Știi și se cântă, știi? Dar e totul este controlat, totul este silențios, totul este supra-serios, totul este prea pocăit, totul este prea. Știi, când intri într-o biserică din asta, eu nu mă simt bine. Când intru într-o biserică din asta, mă simt bine. De ce crezi că nu n-am plecat astăzi de aici? Am vrut să stau în biserica stânga. Care e o biserică baptistă carismatică. În sensul adevărat al cuvântului, noi credem în bucuria Duhului Sfânt, noi credem în roada Duhului Sfânt și noi credem carismata înseamnă, noi credem în toate darurile Duhului Sfânt. Amin. Însă, fraților, când îl lăudăm pe Dumnezeu ca biserică, ca individ, ca familie, realmente intrăm în atmosfera cerului și ne pregătim pentru atmosfera cerului. Oamenii slavi sunt oameni neobișnuiți. Faceți diferența între un om care îl slăvește pe Dumnezeu la modul adevărat și unul care îl slăvește pe Dumnezeu, dar nu la modul adevărat. Pentru că un om care îl slăvește pe Dumnezeu trăiește într-o atitudine pozitivă. Un om care laudă pe Dumnezeu nu mai poate să fie uricios, nu mai poate să fie nici mândru. Un om care laudă pe Dumnezeu nu mai poate să fie nici zgârcit, nici tacitur. Nu. Un om care laudă pe Dumnezeu este pozitiv tot timpul. Pentru că el trăiește în atmosfera laudei, care este atmosfera cerului slăvit să fie Domnul. Și încă ceva despre laudă, puterea laudei. Atmosfera pozitivă a laudei, când îl laud pe Dumnezeu, înseamnă că mă încred în El.
Nu mă mai cred în sentimente, știi? Uneori când îți fură portofelul, uneori când îți fură mașina, Doamne ferește, când îți fură nu știu ce, îți dispare nu știu ce, îți dispare și bucuria. Noi îl lăudăm pe Dumnezeu, știți? Când îl laud pe Dumnezeu, înseamnă că mă încred în El. Eu nu mă încred în sentimente, nici în emoții, nici în rațiune, ci eu vreau să-L laud pe Dumnezeu cu încredere Dumnezeule, de fiind odată în Sion. De ce? Pentru că nu mă încred în sentimente, eu nu mă las dominat de sentimente, eu mă las dominat de laudă și lauda este atmosfera cerului slăvit să fie Domnul. Și acum trec la pasul numărul 2 din rețeta noastră. Ingredientul numărul 2 din rețeta de binecuvântare. Este tot în versetul 1b. Prima parte din versetul 1. Cu încredere Dumnezeule de fi lăudat în Sion. Și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Amin. Asta este pasul numărul 2 în rețetă. Mie îmi place foarte mult o prăjitură foarte bună, dar ca să fie foarte bună, tiramisu se numește. Trebuie să respecti rețeta. Nu respecti rețeta, poți să faci tiramisu, dar eu nu mănânc. Că nu-i bun. Dacă faceți vreodată tiramisu, trebuie neapărat să țineți cont de rețeta originală. Altfel nu-l mănânc. Ăla nu-i tiramisu. Ea e altceva, mămăligă. De ce spun că trebuie să ținem cont de rețetă dacă nu facem după rețetă, după rețeta originală, treaba nu este cum trebuie. Adică nu-i gustoasă. Ea arată prăjitură, dar n-are gustul acela care trebuie să-l aibă. Acum, când este vorba de rețeta aceasta de binecuvântare sau cum să trăiesc ca să meargă bine în 2012 și nu numai în 2012, ci toată viața, trebuie să țin cont de întreaga rețetă. De toate ingredientele trebuie să le aduc în rețeta aceasta și să le pun acolo. Știi? L-am macerat și l-am lucrat și l-am combinat. Și auziți? Numărul 2, ingredientul numărul 2. Împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Asta se numește puterea juruinței. Acum, de ce cred eu că Dumnezeu m-a obligat să mă opresc la Psalmul 65? Pentru că doar așa putem să fim binecuvântați, altfel nu. Doar așa viața ni se poate schimba, altfel nu. Poți să fii baptist toată viața ta, s-ar putea să fii un baptist nereușit, adică un om lipsit de bucurie, poți să fii pentecostal, poți să fii ortodox, dar dacă nu ținem cont de rețeta aceasta de binecuvântare, nu ne va ajuta Cuvântul lui Dumnezeu la nimic. La nimic. Știți cum este Scriptura? Cuvântul e casă bună. Dacă te uiți la el, nu te ajută. Dacă îl iei în mână și îl miroși, tot nu te ajută. Chiar dacă el miroase bine. Știi când te ajută să pun? Când îl folosești. Când îl aplici. Exact așa este și cu Cuvântul. Alo? Amin. Amin. Mă ajută atunci când îl practic. Doamne, ajută-ne la aceasta. Auziți? Ingredientul numărul 2. E vorba de puterea juruinței. Împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Nu acum, fraților, la începutul fiecăruia. Majoritatea dintre noi facem niște juruințe. Sau unii dintre noi facem juruințe. Și vă recomand tuturor să îndrăsniți să faceți juruințe. Pentru că, auziți ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 76. Psalmul 76, Cuvântul lui Dumnezeu spune o chestiune foarte interesantă. Versetul 11. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Amin. Știți cum suntem unii dintre noi? Șmecheri. Doamne, nu fac nicio juruință, ca nu cumva să o cal. Ei, Biblia spune, faceți juruințe, dar țineți-vă de ele. Amin. Și nu merge să fentezi cuvântul și nici pe Dumnezeu. Noi suntem provocați, noi suntem obligați să facem juruințe și să ne ținem de ele. Și asta se numește puterea juruinței. Puterea juruinței. Și în Eclesiastul 5, cu 4 și cu 5 și Numeri, capitolul 3, versetul 1 și 2, ni se vorbește despre juruințe, că suntem provocați să facem lui Dumnezeu juruințe, dar să ne ținem de ele. Vreau să vă pun o întrebare, nu răspundeți cu voce tare. Cum stați cu juruințele care le-ați făcut Domnului în anii trecuți? Că știu că ați făcut. Hai, nu vă uitați la mine așa de inocență. Că știu că ați făcut juruințe. Le-ai împlinit? Sau nu? Cum stai cu juruințele care le-ai făcut atunci când erai la examen
Și așa zic, Doamne, dacă iau examenul, Doamne, promit, dacă iau banii ăștia, dacă mă însor, dacă îmi dai pe asta aia sau pe ăla, sau pe aia, dacă îmi dai mașină, casă, măcar pe loc, Doamne, promit. Doamne, fac juruință. Dacă mă duc în Germania, Doamne, și îmi dai postul ăla, fac juruință, nu? Ei, cum stăm, fraților, cu juruințele care le-a făcut? Le-am împlinit sau nu? Pentru că dacă ai făcut juruințe, trebuie să le împlinești. Asta se numește puterea juruinței. Juruințele pe care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu îți vor schimba viața. Pentru că Dumnezeu te obligă să împlinești juruințele acestea și tu te obligi înaintea lui Dumnezeu să le împlinești. Fiți atenți. Ana, o mamă din Vechiul Testament, o femeie care nu putea avea copii, a făcut Domnului o juruință și a spus, dacă îmi dai un băiat cu patru bărbătească, ți-l închinție. Și ce? S-a ținut de juruință, s-a născut Samuel. Și l-a închinat Domnului. Și Samuel e cunoscut de fiecare dintre noi. Când faci lui Dumnezeu o juruință, trebuie să te ții de juruința aceea. Iefta a făcut și el o juruință și a spus, dacă îi voi bate pe aia, pe dușmanii mei, primul care va ieși în întâmpinarea mea, din casa mea, îl voi aduce ardere de tot. Și primul care a ieșit a fost fiica lui. Fecioară. Acum, probabil, dacă eu aș fi fost în locul lui Iefta, aș fi călcat juruința aceea. Asta ca să vă spun pe aia dreaptă. Și să nu par prea grozav, că nu sunt. Însă a ieșit fiica lui, i s-a frânt inima de durere, dar și ce? Și-a împlinit juruința. Nu știu, a fost bine sau rău, nu știu, nu se-o chema să judec. Însă, ceea ce vă spun este că uneori când faci o juruință, trebuie, dar uneori când faci o juruință, trebuie să o primești. Dar îți va schimba viața. Pentru că e vorba de tine înaintea lui Dumnezeu. Și mai dau încă un exemplu. Iacov, în Geneza 28, a făcut și el o juruință și trebuie să citesc versetul ăsta. Geneza, capitolul 28, Iacov, ăsta a fost un mare șarlatan. Dar a fost patriarh și unul dintre cei mai proeminenți patriarhi. Și în Iacov, la capitolul 28, versetul 20, Biblia spune așa, Iacov a făcut o juruință și a zis, fiți atenți aici și juruință, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și acum atenție. Și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi dai. Amin. Ați auzit ce jurință a făcut? Dacă Domnul va fi cu mine și mă va duce înapoi în casa tatălui meu, Domnul va fi Dumnezeul meu. Și Betel va fi casa lui Dumnezeu. Și încă ceva. Auziți ce spune Iacov. Și îți voi da, fiți atenți că e foarte important de cuvintele acestea. Și îți voi da, acum vorbește personal cu Dumnezeu, începe la persoana a treia și până vorbește la persoana a treia, și îți voi da a 10-a parte, și vă rog, biserică, frați, surori, să ciulim urechile acum, și îți voi da a 10-a parte din tot ce-mi vei da. Amin. Auzi de unde suntem noi chemați să dăm a 10-a parte? Din tot ceea ce Dumnezeu, de fapt, ne dă. Alo, amin. Să vă spun ceva, dar să nu vă supărați când vă spun, și vă rog, fără comentarii. Fără să vreau, eu nu mă uit când oamenii dau banii colectă. Că nu mă interesează. Este treaba lor între el și Dumnezeu. Dar astăzi, fără să vreau, era în sfera privirii mele, în unghiul meu, l-am văzut pe un om care n-are servici. N-are nici casă. N-are nici bani. Însă, aștepta să vină colecta cu leul în mână. Și când a venit sacul, a pus leul. Am spus, oare ăsta n-are bani. Și din nimicul pe care nu-l are, totuși dă lui Dumnezeu.
Știți că Dumnezeu vede asta? Slavă lui Dumnezeu! Amin. Știți ce a făcut Iacov? S-a ținut de juruință. El a făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu. Și s-a ținut de ea. Fraților, asta se numește puterea juruinței. Și nu-i de mirare că omul lui Dumnezeu spune împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Nu evita să-i faci lui Dumnezeu juruințe. Însă atunci când le faci, ține-te de ele. Juruințele te vor lega. Spune lui Dumnezeu, Doamne, anul acesta voi fi sfânt. Sfântă. Anul acesta îți voi da zeciuială, Doamne, de la început până la sfârșit. Ai curaj să te legi de Dumnezeu. Spune, anul acesta, Doamne, uite, fac juruință înaintea Ta, nu o să bârfesc, niciodată nu o să bârfesc pe Daniel Bocan. Doamne, dar niciodată. Anul ăsta nu o să-mi bârfesc soacra, niciodată. Anul ăsta nu o să-mi bârfesc pe sora, nu-mi place de ea, dar nu o să o bârfesc niciodată. Anul ăsta nu clevetesc. Doamne, înaintea Ta mă angajez că anul ăsta nu o să fiu niciodată mântru. Nu o să mă laud cu ce am făcut, cu cine sunt, cu ce am cântat, cu ce am predicat. Nu! Anul acesta voi fi smerit. Ai curaj să te angajezi înaintea lui Dumnezeu să faci juruințe. Că Dumnezeu îți va da putere să le primești. Și în încheiere, în versetul 2, David ne vorbește despre puterea rugăciunii. Asta este ingredientul numărul 3. Tu asculți rugăciunea. Amin. Fraților, înainte de a încheia, vă rog, mai îngăduiți-mă încă 3-4 minute. Înainte de a încheia, vreau să vă spun la începutul acestui an. Nu disprețuiți rugăciunea. Nu disprețui. Chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic, roagă-te. Roagă-te. Pentru că și ce spune David, din experiență, tu asculți rugăciunea. Să vă dau o veste bună. Ori de câte ori ne rugăm, ceva se întâmplă, chiar dacă noi nu vedem. Pentru că Biblia este adevărată. Ori de câte ori te rogi, chiar dacă nu te coboară Dumnezeu de pe cruce, chiar dacă Dumnezeu nu îndepărtează de la tine paharul, roagă-te, ceva se întâmplă. Tu nu știi, dar El știe. Tu asculți rugăciunea. Fraților, iubiți rugăciunea în 2012. Ai curaj să te rogi, pentru că Biblia spune, tu asculți rugăciunea. Eu nu știu exact ce înseamnă asta, însă știu exact ce înseamnă asta, că atunci când te rogi, Dumnezeu ascultă. Când răspunde, nu mai știu, însă știu că atunci când te rogi, El ascultă și sigur îți va răspunde, slăvit să fie Dumnezeu. Orice rugăciune Dumnezeu ascultă. Amin. Nu întotdeauna Dumnezeu răspunde la rugăciune așa cum am vrea noi. Ori de câte ori te rogi, Dumnezeu ascultă. Și chiar dacă pare incredibil, pare chiar deplasat, acesta este adevărul biblic. Când te rogi, Dumnezeu nu doar aude, ascultă. Slavă lui Dumnezeu! El ascultă când te rogi. Roagă-te cu încredere. Știți care este dușmanul cel mai mare al rugăciunii? E îngrijorarea. Dușmanul cel mai mare al rugăciunii este firea, comoditatea, necredința, tumultul. Nu mai ai timp să te rogi. Descurajare. Nu ți se împlinește și spui, Doamne, sigur nu există Dumnezeu dacă nu mi-a răspuns la rugăciune. Greșit. Nu te lua după rațiune, nu te lua după hormon, nici după neuroni. Ia-te după ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici este adevărul. Tu asculți rugăciunea. Vreau să vă spun că 30 de secunde o chestiune importantă. În Luca 18, Domnul Iisus vorbește despre o femeie văduvă care s-a dus la un judecător, se facă dreptate, și ăla vrea mită. Și asta n-a venit. Și atâta s-a dus ca picătura chinezească. Pic, 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 pic. Ca picătura, ca o nevastă, știi, care... sau ca un soț care pic, 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 ceva, pocnește ceva. Și zice Domnul Iisus, Iisus Hristos însuși ne-a avertizat. Fiți atenți aici. Acolo se vorbește despre rugăciune, Luca 18. Însuși Iisus Hristos ne-a avertizat că uneori Dumnezeu zăbovește să răspundă. Însuși Iisus Hristos știa care sunt secretele și principiile rugăciunii. Și El spune, fii atent, continuă să te rogi.
Nu dispera, continuă să te rogi și să crezi. Continuă să stăruiești în rugăciune, să fii persistent, să fii insistent. Pentru că în versetul 8 din Luca 18 zice așa Domnul Iisus. Și Dumnezeu sigur va face dreptate aleșilor săi, deși zăpovește acum. Ai curajul să te rogi. El, tu, asculți rugăciunea. Și până auziți ingredientul numărul 4, se găsește în versetul 4, ferice de cei pe care îi alegi tu și pe care îi primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântările casei tale, de sfințenia templului tău. Amin. Amin. Și ce înseamnă asta? Eu am numit-o tot așa, de dragul contextului, puterea casei lui Dumnezeu. Fraților, cele mai mari miracole Dumnezeu le face în casa lui Dumnezeu. Pentru că venim în casa lui Dumnezeu. Nu disprețui rugăciunea, dar nu disprețui nici venirea în casa lui Dumnezeu. Nu desconsidera, nu neglija, pentru că David spune ferice de cel pe care îl alegi tu. Cum adică? La ce se referă? La ce fel de alegere se referă? La cel pe care îl alegi tu să vină în casa lui Dumnezeu. Și am început să-mi dau seama că doar cei aleși vin în casa lui Dumnezeu. Și zice, David zice, ferice de cei pe care alegi tu să vină în casa lui Dumnezeu, pentru că, zice el, pe aia pe care îi primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Amin. Așa surpriză frumoasă mi-au făcut-o tinerii care în această dimineață au venit la casa Domnului. Păi, sunteți deștepți, serios, vă spun. Foarte serios. Luați-vă pe cuvânt. Toți aceștia care azi noapte ați petrecut și nu numai tineri, și adulți, da? Și ne-am culcat la 1, la 2, la 3, la 4 și totuși am venit în casa lui Dumnezeu, zice Biblia, ferice de voi. Ferice de voi. Din casa mea am cântat, mai mult faci o zi, Doamne, în casa ta decât o mie de, nu știu unde, în alte, de zile în altă parte, slăviți să fie Domnul. Spune, ne vom sătura de binecuvântarea casei tale și de sfințenia templului tău. Amin. Ai curaj să vii în casa lui Dumnezeu și închei cu versetul 5. Și asta vi las moto și light motiv pentru 2012. Vă rog să-l învățați pe de rost. 65:5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul mântuirii noastre. Nădejdea tuturor marginilor îndelungate ale pământului și mării. Amin. Dar în mod deosebit prima parte din versetul 5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Înainte de a încheia, într-un minut încheiem, înainte de a încheia și de a pleca de aici, vreau să pun o întrebare foarte serioasă. Ce aștepți de la Dumnezeu să facă pentru tine în 2012? Știți, Biblia spune că Dumnezeu este plin de bunătate. Amin. Plin de bunătate. Așa spune Scriptura că este Dumnezeu. Și David spune, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Vreau să vă recomand așa, fraților. În 2012, ai curaj să aștepți de la Dumnezeu miracole. Doamne, ai curaj să înveți versetul ăsta pe de rost. Și să rostești în fiecare zi, Doamne, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Tu asculți rugăciunea. În bunătatea ta însă tu ne asculți prin minuni. Amin. Să te ridicăm. Trebuie unii dintre noi să ne reconsiderăm teologia minunilor. Pentru că unii dintre noi venim înaintea lui Dumnezeu, dar nu mai așteptăm minuni. Însă David spune, în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Asta, versetul ăsta este scris în Biblie, nu inventat în Biblie. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Știți cum? Depinde ce fel de psihologie și teologie decizi să-ți formezi și să asculți în 2012. De avea teologia pârjolului, adică cred în Dumnezeu, dar oricum nu se mai întâmplă pentru mine minunea mea.
Cred în Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, că așa m-a învățat ăsta, să mă rog lui Dumnezeu, da? Eu că nu se întâmplă. Cred în Dumnezeu, de-aia vin aici, da? Precis o să-mi găsesc. Cred în Dumnezeu, da? Nu știu dacă o să-mi găsesc vreodată nevastă vreodată. Fii atent aici. Când problemele tale, când problemele le vezi mari, când problemele tale le vezi mari, înseamnă că pe Dumnezeu îl vezi mic. Când însă pe Dumnezeu îl vezi mare, problemele tale, îl vezi mic. Păi credeți dumneavoastră că atunci când David a ajuns în fața lui Goliat, care avea 2,90 m, și David era un puștan de vreo 17-18 până la 20 de ani. David era un om normal, adică așa ca mine. Iar Goliat și ca tine. Iar Goliat era de vreo 2,90 m. Am văzut în armata nord-coreană o poză pe internet, un soldat, probabil aproape de 3 metri, dublu în înălțime decât toți ceilalți, în momentul în care m-am gândit la Goliat. Băi, când David s-a dus cu praștia în fața lui Goliat, păi credeți că nu l-a văzut pe Goliat dita mai monstru. Păi 2,90 m, nu poți să-l treci în vedere. Doi 90. Însă și ce? Deși Goliat era mare, vă rog să rețineți strategia lui David, psihologia lui. El avea, David avea foarte bine dezvoltată teologia minunilor. Aștepta miracole. El credea în miracole. Și mi-a plăcut rugăciunea fratelui Ivanițchi. Mulțumesc că și anul acesta ne vei binecuvânta. Mulțumesc că și anul ăsta vei avea grijă de noi. Asta este rugăciunea credinței. Asta este rugăciunea miracolelor. Adică aștept în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni Dumnezeu mântuirii noastre, glorie ție! Amin. Păi l-a văzut pe Goliat, dar zici și-a mai văzut că Dumnezeu era mult mai mare decât Goliat. Când problemele tale le vezi mari, înseamnă că pe Dumnezeu îl vezi mare. Când problemele, când pe Dumnezeu îl vezi mare, problemele tale le vezi mici. Vă recomand să vă schimbați teologia chiar despre Dumnezeu. El este atotputernic. În bunătatea ta, Doamne, tu ne asculți prin minuni.